Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre cazuri de confuzie am vrea să vorbim în dimineața asta. Vreau să vă provoc, prieteni, la o conversație despre confuzii amuzante prin care ați trecut. Pornind de la cazul unui amic care mi-e foarte drag și un timp foarte mișto, dar e destul de distrat și care a avut două întâmplări de confuzie cu proprii săi copii la grădii. Deci e așa, săptămâna trecută, mă rog, gândul ăla ale lui, s-a dus să-și ia copilul de la grădii. S-a dus mai întâi la grădii să o ia pe fisa și când a ajuns acolo, ia tati, 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 el s-a sunat, s-a suit pe gard, i-a făcut o inimioară din degete ferici, că ea de bucuroasă că l-a văzut. Doar că fetița nu era a lui. Interacționa cu altcineva și asta foarte fericit pe gard îi făcea inimioare cu degetul, nu știu ce, și amicul zice, bun, și-a dat seama la timp, înainte să ia copilul în brațe și să plece cu el, nefiind al lui. Și după aia s-a gândit, mamă, zice, îți dai seama dacă era tatăl fetiței acolo, ceea ce probabil că era, adică tatăl fetița se adresa lui taicăsu, da. Care a fost și el prin preajmă. Și s-a gândit, zice, mamă, ce-o fi zis ăla că îi făcea minimioare lui fisa. Da. Și bine că a scăpat atât de ieftin. După câteva zile, din nou la grădi, iar preocupat de ale lui, de nu știu ce, foarte mirat că educatoarea i-a adus un copil care nu era al lui. Adică s-a terminat. Copilul ăsta străin avea o căciulă pe cap și întindea un desen. Și ăsta zice, inițial s-a simțit flatat, zice, mamă, ce lipici am la copii, ia uite, am suflet bun, trag copiii la mine, vin medic. Dar zice, nu mă îngrăbesc să iau desenul. Că m-am gândit că să vină părintele adevărat și se supără că am luat eu desenul copilului și ce treabă am eu cu copilul lui. Nu interacționez. Și mă făceam că plouă, mă dădeam mai încolo, copilul tot cu mâna adisă cu desenul. În sfârșit, da, în sfârșit, enervat, iau desenul și vreau să-i întind educatoarei. Să-i spun, doamnă, dar aveți grijă, vă rog frumos, copii interacționează cu toți adulții pe aici, se poate. Și după care, în ultima clipă, îmi dau seama că s-ar putea să fie totuși copilul meu. Mă uit mai atent și îmi dau seama că sub căciulă și sub toate hainele alea era, de fapt, copilul Ele. Meu. Și îl iau în brațe fericit înainte să se întâmple. Adevărat că da. 0732 069 599 99. Telefoane dacă ați avut cazuri de confuzie, nu numai când erați copii, poate și mai încolo, sau mesaje audio pe WhatsApp 0721. Cazurile astea de confuzie 283132. Stârnesc de cele mai multe ori cele mai hilare situații. Am avut și o situație de asta cu un fost coleg de-al nostru, Daniel. Eu îi treceam pe colegii, când erau telefoanele alea cu butoane, îi treceam pe colegii de la radio, le treceam numele, doar pe numele, adică și semnul euro de la Europa, n-ai treabă. Ca să-i localiza mai ușor, știi? Vlad Euro. Așa ai fi fost, nu era pe vremea aia. Așa. Tu erai George Euro. Euro. Da. Ca să poți să-i localizezi mai ușor în telefon, știi? Da. Și într-o bună zi, Daniel ăsta, fostul nostru coleg, se ducea să ia mâncare. Vrea cineva de mâncare? Nu, tată. Pa, 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 a plecat și după 5 minute zic, bă, dar așa, totuși... Evident. La locul unde se ducea el să ia de mâncare, aveau niște chifteluțe minunate. Și caut repede în agenda Daniel Euro, mi-apare Daniel Euro și sun. Da, ne-ai plecat, mă? Taci o secundă și zice, da. Bă, zic, i-am și mie 5 chifteluțe. 5? Da. Și chifteluțe. Hai, mă, zic, faci pe prostul chifteluțe de alea de care mâncăm noi. Cu sos. Iartă-mă, dar nu știu. Ce nu știi, mă, Luca, sunt. Vreau 5 chiftele, ce nu pricepi. Atât, fără nimic altceva. Mă iertați, dar nu știu în ce problemă. Ce problemă ai, bă, nene, bă, da, ne zic. Tu ești? Da. Ia, mă, nene, 5 chiftele. Ce nu înțelegi? De care? Bă, nene, au numai de un fel. Tu ești tâmpit? Da, alea de care e zi de zi, n-ai luat alalteri. Am înțeles. Închide și mă sună înapoi. Nu te supăra, deci, cu chifterele. În ce problemă? Ce problemă ai, mă? Nu, dar nu știu cum... Mă rog, pe scurt, omul era, cumpărasem de la el niște lire sterline. Așa. Înțelegi? Așa, era un fel de valutist. Da. Da. Și eu când l-am trecut în telefon... Deci îți pare valutiști în telefon? Înainte de a începe să trec colegi de la el, îl trecusem cu euro, că știam eu că el se ocupă cu... Valuta. Și omul săracu, îți dai seama situație,
ce era în mintea lui, ce înseamnă chiftele, adică ce valută vreau eu și da, ce sumă. Și bine că nu vrea să mă lase. Da, bine că n-ai nimerit vreun cuvânt de cod sau ceva exact, de genul. Exact, mă ținea cald. Ce chiftele, șeful? Bine, haideți să vedem. 0372069599, dacă aveți vreo poveste cu o confuzie, o amică de-a mea, atunci când a auzit întâmplările prietenului cu copiii, a contribuit și ea, a zis așa, zice, în clasa întâi pe mine m-a luat o bunică acasă, confundându-mă cu nepoată sa, cu care locuia în aceeași casă. Nu cred. Da, zice, eu, zice prietena, eu am mers, că o știam. Și a zis că poate mor duce la ai mei. Da, da, da. Deci a venit vecina și hai cu mine, după vreo 100 de metri, și a dat seama că a greșit copilul și a dus-o înapoi la școală. Mihai, bună dimineața! Bună dimineața! Hei, salut, Mihai! Bună dimineața, băieți! Salut! Mă scuzați, am puține emoții. Hai, mă, zi. O să încerc să fiu foarte scurt. Da. Am avut o confuzie într-o zi, am intrat într-o bancă. În fața mea, prietena unei prietena soției. Da. S-a părut din spate că are părul puțin cam aranjat. Aulea, astea. Într-o zi normală de muncă. Dar am ignorat și am făcut cea mai proastă glumă pe care o puteam alege. M-am prefăcut că îi umblu la geantă. Ah. Și la un moment dat, în timp ce eu mă prefăceam foarte insistent că deschid fermoarul ca să simtă tata, la un moment dat s-a întors și când am văzut că nu era ea, bineînțeles, și când am văzut că și-a tras geanta la piept, s-a dat câteva pași mai încolo, nu știam cum să ies mai repede din bancă, era și un domn... Te-au lăsat să ieși? Meu, te-au lăsat? Și păi nu l-a ajuns bătrânelul din urmă. Da. Nu, era un domn gardian care păzea acolo. Yes. Și m-am gândit mereu ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi ajuns cumva în instanță și cum ar fi sunat motivul meu. Îmi pare rău, am confundat-o. Da. Credeam că e soția și m-am gândit să-i umblu în geam. Eu cu ea, îi umblu în poșetă. Da, iau ce bani are la ea. Când a născut soția, a trebuit să dau o fugă acasă, venisem nepregătit. Când am ajuns la spital, născuse, după ce am făcut vreo 10 poze unui copil, a venit un nene să mă anunțe că e copilul lui. Luci din Oradea, mulțumim tare mult. Sofia, bună dimineața! Bună, Sofia! Bună dimineața! Bună! O să încerc să fiu scurtă. Într-o zi am parcat mașina mea, mă rog, asemănătoare, adică identică cu alta, m-am dus, m-am rezolvat treaba repede. Bineînțeles, când m-am întors, m-am dus la cealaltă mașină, tot apăsam pe cheie și nu se deschidea și zic, ce, mama, n-ai biare? Și trage de ușă și apasă pe cheie. La un moment dat vine un domn la mine și mă întreabă, domnule, dar ce faceți? Și eu foarte nervoasă zic, încerc să despui mașina, nu vezi? Și el zice, da, ia dumneavoastră? Și eu, în momentul respectiv, n-am dat seama, mă întorc către mea și zic, o, ce să zic, nu, aia e a mea. Dar între timp a mea se deschisese, bineînțeles. Apropo de mașini, cred că v-am mai zis mulțumim. Că am oprit lângă blocul unde locuiesc ca să termin o convorbire telefonică și înainte să mă duc acasă. Și s-a urcat o doamnă la mine în mașină în spate. Bună seara, zice, gata, putem să mergem. Și m-am uitat așa, am lăsat telefonul, m-am întors și m-am uitat, zice, nu sunteți Uber-ul pe care l-am... Nu încă. Da. Așa am pățit eu cu maică mea. M-am dus să o iau de la frate meu într-o zi, da, acum niște ani, și i-am zis că sunt în spatele blocului. Și așa, m-am oprit într-o parte, am urcat mașina pe trotuar și așteptam. Și eu văd pe maică mea venind și zic, unde se duce? Se ducea drept, a trecut prin fața mea așa, și vis-a-vis era o altă mașină cu un cetățean care aștepta pe cineva, aceeași culoare cu a mea, gri, da, atât, asta era singura chestie în comun. Grilila, te rog. Băi, și am văzut-o, s-a urcat la mașină. Și a vorbit, cred că, un minut. Deci eu eram mor de râs. Ăla se uita la ea, n-a scos un sunet, săracu, înțeleg? Și mama, ca mamele. Ce îi spune aia pe acolo? Pa, 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 pa. Și când a ridicat privirea... Era altul. Adriana, bună dimineața! Bună, Adriana! Bună, Adriana! Bună dimineața, băieți! Bună, bună! Spune. Din fazele astea amuzante, așa cu... Într-o zi m-am dus să-i cumpăr ceva copilului dintr-un mall din București. Am ajuns acolo, am constatat că nu am suficient bani, pe care nu aveam destui. L-am sunat pe soțul meu, hai, adune și nouă, te rog frumos, niște bani ca să cumpărăm ce trebuie. Unde ești? În mall. Generic, am zis în mall. Doar că... S-a dus în alt mall. Da, am constatat când i-am zis, uite, ne întâlnim la ghișeu acolo, la intrare, la Starbucks sau... Păi da, dar eu sunt aici și voi unde sunteți? Păi și noi suntem tot aici. Păi da, dar unde? Păi eu eram într-un alt mall și el era într-un alt mall.
Confuzie de moluri, asta e grav. Dacă se dezvoltă subiectul, ne întoarcem după o scurtă pauză. Iar s-a blocat tableta. De la mesaje, da, foarte multe. Cazuri de confuzie, o grămadă. Uite, poveste foarte scurtă și aia de la Andrei. Zice că soția vecinului, care are cam 100 de kilograme, într-o zi s-a plâns foarte tare de dureri de stomac și a chemat ambulanța. Și a plecat spre spital. Soțul n-a avut voie să se suie în salvare și a plecat și el cu o mașină după ea. Când a ajuns la spital și a întrebat de soție, asistenta l-a felicitat și a spus că are un băiețel. Ce bune! Și după două ore a aflat că încă o femeie cu același nume de familie se internase mai devreme și născuse. Dar îți dai seama... Stop pe piept! Băi, dar cum? Apropo de relații... Yeah. Bună dimineața, băieți! Mihai sunt din Germania. Eu sunt căsătorit cu actuala soție din confuzie. Bun. Eram la un bal al bobocilor și am confundat-o. Am întors-o fără să mă uit la ea, că era cu spatele. Am sărutat-o și după ce am sărutat-o și m-am uitat atent, era altcineva cu care sunt acum căsătorit de 20 de ani. Ce e frumos. Auzi, da, da, la cununie te-ai dus cu ochiul vânăt sau... Bună dimineața, băieți! Îmi aduc aminte că eram tânăr, jucam rugby și am fost la un antrenament și era o zăpadă afară, era rău și aveam copilul cu mine pentru că n-avea cine să vadă de el. Dar după ce am plecat de la antrenament, am uitat copilul în vestiar. După ce am ajuns acasă, mi-am adus aminte că de fapt am avut băiatul cu mine. Mulțumesc, la revedere, o zi bună! Bă, ce se distrează? Acum râde! Eram dealer la un mare operator de telefonie mobilă care avea sediu în perioada aia pe strada Avrig, lângă Bucurobor, lângă Obor. Da, da. Și ne-am chemat niște parteneri de la satul mare, ok? Ne vom întâlni să discutăm ce avem de discutat la Avrig. Da, ne vom vedea mâine, ora 9, la sediu de la Avrig. Ok, zici și făcut, nu e nicio problemă, vine mâine, vine ora 9, îi sunăm, nimic. Vine ora 10, îi sunăm, prietene, aveți ceva, s-a întâmplat ceva cu mașina? Ne răspunde la telefon și ne spune, ok, unde sunteți? Păi suntem la Avrig. Și ni se spune foarte calm, foarte liniștit, frate, ce Avrig, aici cea mai înaltă clădire este tur la biserică, nu putem găsi operator de telefonie. Oamenii erau în orașul Avrig. În Avrig, în județul Sibiu. Bun asta. În loc de strada Avrig din București. Cam departe. Mulțumim pentru mesaje, sunt în continuare foarte multe, nu am, nici nu mai avem timp să... Mulțumim mult! Mulțumim! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.